Astăzi v-am pregătit înghețată de portocale și înghețată de Nesquik. Vă prezint ingredientele necesare. Pentru înghețata de Nesquik vom avea nevoie de 350 de ml de lapte condensat. Eu folosesc lapte condensat fără grăsimi și fără zahăr. Linkul acestei rețete am să vi las în descriere sub videoclip. 250 de ml de frișcă lichidă și 30 de grame de Nesquik. Puteți înlocui Nesquik-ul cu cacao sau praf de ciocolată. Pentru înghețata de portocale vom avea nevoie de 300 de ml de frișcă lichidă, 150 de ml de lapte condensat. Eu folosesc laptele condensat din doar două ingrediente. La fel, linkul acestei rețete am să vi-l las în descriere sub videoclip și 50 de ml de suc proaspăt de portocale. O să vedeți cât de rapid vom face aceste două variante de înghețată. Peste laptele condensat din cele două ingrediente vom adăuga sucul de portocale și vom amesteca foarte bine până ce vom vedea că laptele condensat s-a amestecat cu sucul de portocale. Când laptele condensat s-a amestecat foarte bine cu sucul de portocale, îl vom lăsa puțin deoparte, iar acum vom adăuga frișca lichidă într-un bol. Vom mixa la viteză medie timp de un minut. A trecut un minut. Pentru a da un gust mult mai intens de portocale, opțional, eu voi adăuga o lingură de esență de portocale. Este momentul să adăugăm laptele condensat cu sucul natural de portocale. Pentru a da culoare acestei înghețate, puteți adăuga colorant alimentar. Vom mixa la viteză medie până ce vom obține o consistență ușor solidă, dar cremoasă. În momentul în care vedem că telul își lasă urme în compoziția noastră de înghețată, atunci ne vom opri din a mixa. O vom adăuga în recipientul pentru înghețată. Opțional, eu voi adăuga drageuri de zahăr, apoi voi amesteca ușor cu o furculiță. Și o vom introduce în congelator pentru cel puțin 4 ore. Iar acum ne vom apuca de înghețata de Nesquik. Peste laptele condensat vom adăuga Nesquik-ul și vom amesteca foarte bine. Îl vom lăsa puțin deoparte, iar într-un bol vom adăuga frișca lichidă și o vom mixa la viteză medie timp de un minut. A trecut un minut, vom lua laptele condensat în care am adăugat praful de Nesquik, vom amesteca puțin, apoi în timp ce vom mixa frișca la viteză medie, vom adăuga laptele condensat puțin câte puțin. Am terminat de adăugat tot laptele condensat. Din acest moment vom mixa până ce vom obține o cremă ușor solidă. În momentul în care vedem că telul își lasă formă în această compoziție, ne vom opri din mixat. La fel, este o compoziție ușor solidă, dar lichidă. Înainte de a o adăuga în recipientul pentru înghețată, opțional, eu voi adăuga în acest recipient dulce de lece sau cremă de lapte dulce. Am să vă las linkul și acestei rețete în descriere sub videoclip. Iar acum voi adăuga toată compoziția pentru înghețată. Ce vom introduce în congelator pentru cel puțin 4 ore. Am scos înghețata din congelator, aceasta este înghețata de Nesquik, iar aceasta este înghețata de portocale. Într-un pahar cu apă caldă am adăugat lingura specială pentru a lua cupe de înghețat.
Uitați cât de cremoasă este înghețata, iar drajeurile de zahăr au dat o culoare acestei înghețate. Eu am lăsat-o timp de 4 ore în congelator. Dacă doriți să fie mult mai înghețată, o veți lăsa mult mai mult timp. Puteți să le decorați cum doriți dumneavoastră, apoi le veți putea servi. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să încercați și voi această rețetă.